În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atunci când nu puteți vorbi cu copiii voștri despre Dumnezeu, vorbiți cu Dumnezeu despre copiii voștri. Așa spun Sfinții Părinți și mi-am propus ca în ziua de astăzi, o duminică numărată ca fiind a patra din postul cel mare, o duminică în care ne întâlnim cu un tată care și-a adus copilul cu duh mut, să vă vorbesc puțin despre cine ne împacă cu noi, cu ceilalți și cu Dumnezeu. În câteva cuvinte vreau să vă spun ceea ce știm de la Sfântul Evanghelist Marcu. Și anume ni se spune că Mântuitorul a intrat în cetate și nu voia să se știe că a venit. Și din mulțime a venit către el un tată cu copilul de mână, care l-a rugat stăruitor să-i vindece copilul pentru că este prins de duh mut și de multe ori îl aruncă în apă și de alte ori în foc, încercând ca să-l omoare. Și după ce Mântuitorul l-a întrebat de când se întâmplă acestea, a spus tatăl acela din copilărie. Și atunci Mântuitorul a spus: o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și certând duhul, acesta a făcut un zgomot puternic, l-a aruncat pe copil, astfel încât mulți credeau că a și murit, și a ieșit afară. Mântuitorul l-a luat de mână pe copil și l-a dat tatălui, care l-a primit bucuros. Dar înainte de acestea, Mântuitorul l-a întrebat pe tatăl copilului, care îi spusese că l-a adus și la ucenici și n-au putut să-l vindece, l-a întrebat: de poți crede, se va vindeca. Și atunci tatăl a răspuns: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și atunci s-a vindecat copilul. Mergând însă lângă ucenici, l-au tras deoparte aceștia și l-au întrebat: pentru ce noi nu am putut să-l vindecăm? N-am putut să scoatem duhul. Și Mântuitorul le-a răspuns cu blândețe: acest neam de diavoli nu iese decât numai cu post și cu rugăciune. Iubiți credincioși, cu siguranță că prima întrebare pe care ne-o adresăm este aceea: oare nu postiseră ucenicii apostolii Mântuitorului? Nu se rugaseră? Cu siguranță că se rugaseră. Dar tot ceea ce s-a spus în toată pericopa aceasta este vorba despre noi mai mult decât despre ceilalți. Și anume, nu degeaba la jumătatea postului ne întâlnim cu această extraordinară definire a postului, că nu este niciodată complet. Dacă n-au putut să scoată cu post și cu rugăciune, ce înseamnă asta? Înseamnă că postul nu este un scop în sine ca să aducem cumva putere multă pe lângă noi. După cum v-am mai zis și altă dată, genul ortodoxiei nu este ca să ne scape de suferință, ci tocmai pentru a ne învăța să trăim frumos cu suferința. Acum nu căutăm neapărat suferința, Doamne ferește. Dar dacă vine peste noi așa cum a venit Duhul acela mut, cu siguranță că trebuie să învățăm să trăim frumos lângă ea. Ei, dar tema de astăzi, pentru că am vorbit de foarte multe ori despre acest episod din viața Mântuitorului, această întâlnire a tatălui cu copilul de mână cu Mântuitorul, am spus altă dată că este singurul tată care vine cu copilul de mână, este în afară de Iair, care vine pentru fiica lui, acesta este un tată care vine pentru fiul lui. Am discutat atunci despre toate aspectele legăturii paterne
Și acum nu vreau să vă spun decât atât. Când un copil deschide gura, deși toate manualele spun că spun prima dată mama și așa mai departe, nu, eu n-am auzit nici la fetele mele, nici la nepoată că se spună mamă prima dată. A spus tată și cred că la vreo 6-7 luni a zis prima dată un fel de mamă. Cam aici cred că se leagă prezența tatălui de care zice Evanghelia. Dar vreau să vă spun câteva cuvinte, că niciodată nu m-am gândit că putem să vedem de la capătul celălalt, al vindecării către nevindecare. Și anume, ordinea firească este a venit tatăl la Mântuitorul, a fost dialogul respectiv despre credință, despre diagnosticul copilului, să zic așa, anamneză, cam de când și așa mai departe, și a urmat vindecarea. Dar de ce ne gândim neapărat numai în logica asta omenească și nu vedem lucrurile invers? Pe copil care era deja vindecat și, dacă întoarcem filmul, se duce la tatăl, probabil că din cauza căruia în ochii celorlalți nu erau vindecați. În primul rând vreau să vă spun despre un aspect care se numește părere. Tatăl a spus despre copilul său că are un duh mut, care de multe ori îl aruncă în apă și alte ori în foc ca să-l omoare. Dar nu l-a omorât niciodată. Asta înseamnă că îi se părea lui, tatălui, că este așa tratat respectivul copil. Mai ales, merge și mai la adânc. Atunci când a fost vindecat copilul, duhul l-a zguduit și l-a lăsat lat. De mulți, spune Evanghelia, credeau că a și murit, dar n-a murit. Asta înseamnă părerea despre diagnostic. Nu vreau să iau, Doamne ferește, pâinea de la gură medicilor, nici neurologilor care pot spune acum că e vorba de un ADHD sau de un autism sau despre un alt diagnostic, cum ar fi acesta al epilepsiei. Nu. Îl iau pe copil ca fiind sănătos. Da. Copilul era sănătos, dar nu se mai înțelegea cu părinții de când de copil. Ați văzut câteva zbateri de copii pe care, din păcate, părinții nu știu să îi gestioneze așa cum trebuie, și anume, trag de ei până când? Până amuțesc. Următoarea etapă de la zbaterea aceasta este muțenia. Dacă vii cu el împotriva voinței lui, cu siguranță că muțenia este aproape. Fraților, să nu credeți acum că Hristos neapărat vrea să ne aducem copiii sau nepoții cu gurile descleștate de bunici ca să îi împărtășim. Nu e așa, copii. Acum o să vă întrebați, dar când o să îi mai împărtășim, părinte? Cu blândețe se face totul, cu răbdare și cu îngăduință. Vine astăzi copilul să întoarce, că nu, n-am să împărtășesc niciodată un copil care să zbate și care să nu înțeleagă de ce a stăbărât pe el. Mai vede pe un copil care e liniștit, poate vede pe unul că s-a împărtășit și începe încet, încet să aibă și el curiozitate, și mai ales dacă părinții au răbdare cu el și nu îl forțează, cu siguranță că lucrurile se așează. Va să zică, cine ne împacă pe noi altul decât Dumnezeu? Dumnezeu nu a venit astăzi să facă o minune, ci a venit să restabilească o relație între copil și părinte. Ca să mergem mai la adânc în noi, a venit în primul rând să ne împace pe noi, cu noi înșine. Noi care avem duh mut. Nu vi s-a întâmplat niciodată să nu vi se mai răspundă la salut de către un vecin care s-a supărat pe noi și nu știm de ce s-a supărat? Insistați picătură cu picătură și cu siguranță că până la pensie poate că o să vă răspundă, dar nu îl forțați. Înseamnă că s-a defectat ceva acolo în sinapsele respective. I s-a părut că ați intrat cu un micron pe lungimea gardului și
ați dat cu vopsea lavabilă mai mult decât scria pe etichetă. Poate că v-ați uitat fără să vă dați seama, supărat fiind spre curtea lui și el fiind așa de departe, a crezut că a și slobozit vreun cuvânt așa de binecuvântare. Sunt lucruri pe care nu le puteți controla. Și atunci, ce ne împacă? Dacă nu mai putem vorbi cu vecinul sau cu copilul nostru sau cu aproapele nostru, vorbim cu Dumnezeu despre el. Nu să-l părâm, Doamne ferește. Ci pur și simplu să vorbim, în loc de a vorbi cu vecinul care nu ne mai răspunde la salut, îl salutați pe Dumnezeu. Doamne, uite că e soare sau uite că plouă, uite că e frig, uite că e frumos sau uite că e urât afară, eu te salut pe tine pentru că vecinul meu nu mai primește de la mine salutul ăsta. O să-i adresez și lui, dar măcar să știu că de la tine am și un răspuns. Că îmi răspunzi într-un fel la salutul meu. Că vecinul, nu mai am ce aștepta de la el, dar eu vorbesc cu tine acum că cu el nu mai pot să vorbesc. Este una dintre strategiile pe care le putem folosi atunci când vrem să ne împăcăm cu cineva. Dar să revenim la copilul nostru. Ce am făcut dacă am întors puțin ecuația și am zis că de fapt copilul era sănătos? Bineînțeles că acum mintea unora dintre dumneavoastră zic, bă, dar părinte, dar mata nu prea ești sănătos. Ce-ai întors-o așa încât noi să nu mai pricepe nimic? N-au spus Sfinții Părinți. Și nu de acum, în secolul 3-4, că va veni o vreme când toți vor înnebuni și pe cel pe care îl vor vedea că n-a înnebunit, o să-l creadă că acela este nebun și vor zice despre el lucruri vrute și nevrute. Toți care erau acolo nu înțelegeau de ce copilul acela nu mai vorbește. Dar diagnosticul aflăm în anamneza pe care o face Mântuitorul cu tatăl copilului. De când se întâmplă acestea? Și a zis, din copilărie, fiți atenți, nu din pruncie, din copilărie. Înseamnă că a avut o perioadă în care vorbea. Dar o să spuneți că am uitat de diavol? N-am uitat. Să vedem cine este diavolul. Ca să nu mai confundăm lucrurile că e un babau pe care trebuie neapărat să-l exorcizăm, vă spun că acel diavol, duh mut de data aceasta, dar poate să fie și un duh surd, poate să fie și un duh al nevederii, poate să fie și un duh al mirosului urât, sunt multe duhuri. Nu sunt niște babau, ci sunt duhuri pornite tot de la noi. Și anume, dacă noi copilului zicem tot timpul, bă, tu taci, vrea și el să spună ceva, bă, tu taci, că știu mai bine. După ce îi spui jumătate de oră, el, săracul copil, nu e lămurit și spune, bă, tată, dar știi că eu aș vrea să fac, bă, știu eu mai bine. Tu să taci. Bă, când am zis tu să taci de 10 ori pe minut, ani de zile în copilăria lui, te mai miri că acela are duh mut? Și atunci al cuie duhul ăla mut? Ce vă ziceam despre nebunie? Fraților, s-a creat în ultima vreme, cel puțin ultima vreme pe care o cunosc eu, o psihoză vis-a-vis de diavol. Fiți mai atenți. Diavolul nu are putere de sine. Are fix puterea pe care o dăm noi. Și nu vine neinvitat. Expresia du-te către el este o expresie pe care o găsim într-o anumită parte a țării. N-aș zice că în sudul țării, ca să nu vă dau exact zona din de unde să vine. Da, e o zonă pe acolo unde, în loc de bună ziua, te trimite ca să nu te mai întorci. Și după care tot ei se miră, zice, mă, dar ăsta a murit așa, într-un accident stupid. Păi zic, nu l-ai trimis toată viața acolo, ce să mai zicem? Fraților, tot ceea ce facem și ceea ce gândim noi despre celălalt, ceea ce vorbim cu celălalt, este ca un magnetism care atrage exact ce cerem. Dumnezeu este foarte atent cu noi. Ne dă fix ceea ce cerem noi. Trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce vorbim. Și ca să revenim la copilul nostru, dacă vrem să nu aibă duh mut, antrenați-l să vorbească. Antrenați-l să asculte. Antrenați-l să fie sincer, antrenați-l să fie virtuos
și nu va mai avea duh mut. Pentru că, de fapt, dacă am tratat de la 2000 de ani depărtare această întâmplare reală din viața Mântuitorului, această întâlnire, am tratat-o ca o pildă pentru noi, o parabolă, cu siguranță că e vorba și de noi. De ce de noi? Pentru că fiecare dintre noi, și chiar mă uitam, vă mărturisesc la începutul predicii, să găsesc pe un tată cu copilul de mână. Și ce credeți? Am văzut că toată lumea are copilul de mână. Adică veniți cu sufletele așa ca de mână și sufletele acestea sunt gândurile pe care le aveți. Prea multă autocontrolare am simțit în noi. Prea multe lucruri pe care nu le-am spus când a trebuit. Prea multă grijă, aolo, dar ce-o zice cu tare dacă zic cu tare. Prea mult ambalaj pentru un cadou atât de scump care are ambalajul la vedere și este limbajul nostru. De ce să-l ambalăm? De ce să-l ținem ascuns? De ce să-l deschidem numai atunci când suntem siguri că nu ne face rău? Poate să ne facă și rău. Dacă este adevărat, adevărul face câteodată să și cearnă niște prieteni de lângă noi. Poate că unii nu suportă să fim atât de direcți. Este treaba lor. De aceea, dacă tot am venit cu sufletelul nostru de mână, așa cum a venit Tatăl, haide să mărturisim și credința, cred, Doamne, ajută-mi necredinței mele, și să plecăm acasă cu copilul vorbind. Adică să nu ne mai cramponăm de niște gânduri, mă, dar dacă, fii atent aici, că dacă o zici pe aia super păcutare, aici ești cam minoritar pe tema asta, acolo unde intervine prea multa rațiune, să știți că se gonește starea de fericire care vine cu pace, cu bucurie, cu liniște, cu așezare. Dar rațiunea asta de a fi ermetizați, de a nu spune ca să nu deranjezi, acesta, încet, încet, ca atitudine, va deveni o a doua natură și nu vom mai putea să spunem și sufletul nostru va avea duh mut. Și ce ne facem? Păi pentru asta venim la biserică? Bine, nu venim să facem gălăgie, Doamne ferește, dar venim să facem pace interioară. Pentru că v-am spus tema pe care mi-am propus-o de astăzi, să vorbesc puțin despre cine ne împacă cu noi, cu ceilalți și cu Dumnezeu. Dumnezeu este. Și astăzi îți dă rețeta. Aduceți-l aici la mine. Niciodată nu o să te împaci cu cineva care este la distanță. Trebuie să ai atâta curaj încât să-ți și asumi că poate nu va primi așa de ușor părerea ta de rău. Nu va primi atât de lesne faptul că îl pui într-o situație delicată de a dărâma gardul. Pentru că probabil pe partea cealaltă el a folosit gardul pe care l-a înălțat pentru a-și așeza el cine știe ce lucruri comode lui. V-ați gândit și la lucrul ăsta? De ce să nu ne gândim că tăcerea unora față de noi, așa afișată ca supărare, este o comoditate pentru ei? Adică, deja din start știu că nu-și mai pierd vremea, lucrul este foarte simplu, știe că vecinul la niciodată nu va avea treabă cu el, nu vor fi reclamații pe față sau prin spate, gardul ăla ține loc de comoditate. Ei, noi am venit să stricăm acest gard. Bineînțeles că nu va fi comod. Dar trebuie să înțelegem că suntem datori a ciocăni la gardul ăla, chiar dacă pe partea cealaltă nu e nimeni. Ne vede Dumnezeu și vorbim cu El până când Dumnezeu face într-un fel și ne trimite pe cineva. Iubiți credincioși, cred că vom putea înțelege până la urmă că Tatăl acela cu copilul suntem noi. Suntem noi și cu copilul fiind chiar copilul nostru, vecinul nostru, aproapele nostru, cu care trebuie să intrăm în dialog. Dacă nu vrem duh mut, cu siguranță că trebuie să fim mai vorbăreți, dar să-l lăsăm și pe celălalt să vorbească și el. Pentru că, să nu uităm, copilăria despre care vorbește Mântuitorul că începe această boală, este o realitate, o etapă a vieții noastre.
Și dacă nu suntem în stare să gestionăm cum se cuvine această copilărie, care este azi, nu e ieri și nici alaltă ieri, copilăria noastră este astăzi. Și de astăzi încolo să știm că am aflat rețeta de a nu găzdui Duhul Mut în noi sau între noi sau în celălalt, ci comunicarea cu siguranță că ne va da bucuria de a fi întotdeauna împreună. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit posibilitatea să mă încarc odată cu explicația pe care v-am dat-o vis-a-vis de faptul că mă preocupă această vorbire sinceră și fără gândul că s-ar putea să-mi fie interpretată vorba într-un fel sau altul, mă bucur că ați primit această spovedanie de la mine și vă asigur că mă voi duce în continuare lângă Tatăl să îi cer ca Duhul Mut să nu fie lăsat să bântuie printre noi. Ne dea Dumnezeu pace, bucurie și liniște și un post ușor și cu folos în continuare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.